Cum ajută tehnologia în managementul de relații cu clienți? Înțeles. Păi, tehnologia în ziua de azi este peste tot. Practic, orice om în momentul de față folosește tehnologia, iar în business este, nu se poate trăi fără. Și atunci, ce poți face? Ce poți face mai mult utilizând tehnologia în ajutorul tău? Păi, în primul rând, ar trebui să știi ce fac clienții tăi, ar trebui să știi ce... ce-și doresc ei de la tine, ar trebui să știi un istoric al relației cu clienții respectiv, ar trebui să vezi ce fac oamenii de vânzări și să vezi unde sunt lucrurile de îmbunătățit și asta se pot rezolva cu tehnologia. Tehnologia de care mă lovesc și de care mă ocup în momentul de față se numește Microsoft CRM, Microsoft Dynamics CRM. Este un instrument cu care orice companie din România, orice companie comercială poate să-și gestioneze activitatea de vânzări, de marketing, de customer service. Deci este un instrument care îți agregă într-un singur loc toate interacțiunile companiei, fie că sunt activități de marketing, campanii și așa mai departe, activități de vânzări, întâlniri, meeting-uri, oferte și așa mai departe, până în zona de post-vânzări, în customer service, unde apar reclamații, unde apar incidentele, unde apar, nu știu, activități de post-vânzare specifice acelei companii sau acelei industrii. Deci sunt instrumente care, din punctul meu de vedere, sunt absolut necesare pentru companii și medii și mari. Avem, de exemplu, clienți de 1-2 utilizatori în small business, dar avem același timp clienți cu sute mii de utilizatori în companiile de mari și foarte mari. Deci este un instrument care... În ziua de astăzi, eu zic că este esențial pentru activitatea de vânzări și pentru a asigura o calitate și o rată de profit bună pentru companie. Pentru că un astfel de instrument te ajută nu numai să decizi care sunt cele mai bune canale de comunicare, te ajută în același timp să identifici și problemele pe care le ai în momentul de față, să intervii asupra lor și să iei decizii în cunoștință de cauză. Asta e un lucru extrem de important. Poți să iei decizii bazate pe flair, sau poți să iei decizii bazate pe date concrete care sunt reale în interiorul companiei tale. Și atunci poți să știi foarte clar că decizia aia este o decizie bună pentru că asta este istoricul datelor mele și asta este ceea ce mă aștept să întâmple în urma acestei decizii. Altfel, s-au văzut multe decizii în piață care nu au fost bazate pe date, au fost bazate pe flair și lucrurile poate nu au mers în direcția cea mai bună. Overall, având un istoric al clientului, având un istoric al activității, rezolv foarte multe probleme operaționale, înainte de toate. Gândiți-vă, de exemplu, la churn-ul de personal. Pleacă oamenii de vânzări dintr-o companie, se duc în altă parte. Unde se duc? Se duc la concurență. Pleacă cu tot cu baza mea de date de clienți, cu toate informații. Atunci, eu ce păstrez în companie? Fără un astfel de instrument, nu mai am un istoric, nu mai am o relație, să spunem, cu acel client. Deci, din punct de vedere esențial.